Pace vouă, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți acolo unde sunteți și acolo unde El, în suveranitatea Lui, a îngăduit să fim fiecare în parte. În această alergare a vieții, acolo unde ar trebui să semănăm, de jur împrejurul nostru, bunătatea, neprihănirea și adevărul lui Dumnezeu. Vă spun un bun venit la Genesis și în această după amiază călduroasă de vară și nu pot să nu spun într-o vreme în care, iată că lumea pare să că este cu susul în jos. Parcă nimic nu mai este la locul ei. Clima s-a stricat, uh, relația dintre oameni s-a stricat, relația dintre popoare s-a stricat. Așa că tot ceea ce trebuie să facem este să ne dăm toate zile înțeles să înțelegem voia cea bună, plăcută și desăvârșită a lui Dumnezeu în dreptul fiecăruia dintre noi, pentru că înțelegând aceste aspecte, să avem o purtare bună în mijlocul neamurilor, acolo unde Dumnezeu ne-a lăsat să-L mărturisim pe El. Ei bine, iubiții mei, după cum știți, am început acum o săptămână, miercurea trecută, o scurtă călătorie în acest subiect al unității. Și pledoaria mea și pledoaria voastră împreună cu mine a fost cu privire la uh, ce înseamnă unitatea, mai ales unitatea în trupul lui Hristos, pe care noi îl numim biserica lui Dumnezeu. Ce înseamnă să fim uniți? Cum să fim uniți? De ce să fim uniți? Și mai ales, vom înțelege astăzi de unde ne vin inamicii. Pentru că voi pune înaintea dumneavoastră șapte inamici extraordinari care vor lovi cu putere în setați de sânge în relația noastră de unitate, atât unii cu alții, interconfesional, dar mai ales în relația dintre noi și Dumnezeu, în această unitate frumoasă a trupului său. Nu putem să se pornesc la drum fără a vă aduce aminte câteva repere fundamentale care conturează ideea de unitate. Și am spus că noi nu o putem, o putem pune niciodată în practică până când nu îi vom înțelege fundamentele ei. Și anume, fundamentul pe care este așezată întreaga uh, aură a Unității, întregul concept al Unității, este credința în Domnul nostru Isus Hristos, este însăși Domnul nostru Isus Hristos pe care îl putem cunoaște și pe care îl putem, aș spune eu, practica să-i practicăm mentalitatea în această lume doar înțelegând-o, doar crezându-l pe cuvânt și doar ținându-ne morțiși să aplicăm și noi în viața noastră exact ceea ce ne-a poruncit el. Și dacă vă aduceți aminte, v-am povestit atunci faptul că această fundație, și anume credința Domnului Iisus Hristos, va emana, se va manifesta în practica vieții de zi cu zi, sub forma a șapte direcții specifice. Am vorbit despre credința proiectată în faptă, fapta fiind extrasă și cadrată bine prin cunoștință, cunoștința ajutându-ne să ne înfrânăm, înfrânarea ajutându-ne să răbdăm, răbdarea dându-ne posibilitatea să fim evlavioși, evlavia proiectându-ne necesitatea dragostei față de frații noștri, iar dragostea aceasta față de frații noștri emanând în întreaga lume, în ceea ce noi numim iubirea de oameni. Vedeți așadar că atunci când vorbim despre unitate, este musai să înțelegem de ce Apostolul Petru a spus apăsat că trebuie să începem cu începutul trebuie să practicăm exact ceea ce ne-a învățat Domnul Isus Hristos și nu să o luăm lăutărește, așa, după ureche, fiecare făcând ceea ce îl taie capul. De aceea nu suntem uniți, pentru că noi nu pornim de la fundamente. Ei bine, duminică v-am învățat ce înseamnă puterea unității. Și anume, am pornit de la acel dicton că unde doi puterea crește și dușmanul nu sporește. Dar unde e unul, nu-i putere la nevoi și la durere? Ei bine, ne-a învățat Cuvântul Domnului Iisus Hristos un lucru fantastic, fascinant. Și anume că pentru unire nu este neapărat nevoie de apropierea dintre doi sau mai mulți oameni. ci acolo trebuie să fie pe lângă această co coeziune și uh, uh, ceea ce noi numeam la momentul potrivit sinergie. Și v-am dat exemplu cu acei cai belgieni. Și anume, trebuie să fie o legătură strânsă între membrii grupului, care să împărtășească aceleași valori, care să aibă aceeași credință, care să aibă același destin și ideal, cărora să le pese unii de alții, să aibă emoțiile interconectate între ei. Să nu fim așadar doar umbre, călătoare, trecători prin Biserica lui Dumnezeu, ca niște stafii care vin și trec și nimeni nu știe de unde vin sau unde merg. Nimeni nu a interacționat cu ei sau cu ele. Deci am spus toate lucrurile acestea pentru că puterea unității este una fantastică. Și anume, acolo unde vom fi proiectanți în viața de zi cu zi ai acestei frumoase arte a lui Dumnezeu, și anume unitatea, nimic nu ne poate sta împotrivă. Este scris în fapt, împreună cu mine și uniți cu mine, practic a zis Domnul Iisus Hristos, veți birui, dar despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Veți fi luați de vârtej, de vântul lumii acesteia, de filozofiile ei și duși departe. Așadar, puterea unității este un reper fundamental pentru viața de credință. Nu la întâmplare Domnul Iisus Hristos ne-a unit într-un trup, ne-a pus împreună. Pentru că împreună, unii cu alții și împreună cu el, să ajungem să practicăm adevărata credință și nu doar o iluzie inventată de oameni, imitată de unii sau răstălmăcită de alții. Pentru a fi însă uniți, este nevoie nu doar să stăm unii lângă alții, pentru că unitatea, veți vedea, este și în dreptul celor la care și-au pus în gând să facă rău. Unitatea și unirea poate să aibă două valențe, pozitivă sau negativă. Există o unire, o unitate pozitivă, și anume acolo unde oamenii se strâng împreună și își dau silința ca să pună în practică tot ceea ce le stă în putință, astfel încât la final să atingă un ideal bun al bunătății, pe de altă parte, sunt oameni care se unesc ca să facă rău. Depinde de tine în ce categorie te placezi. Depinde de tine ce fel de unitate ai. Fie în anturajul tău mic, fie în anturajul mare, la serviciu, în societate, sau de ce nu pe scara blocului. De asemenea, depinde de tine ce anturaj ai în congregație, în biserică. Ar fi nedrept să spun Biserica Lui Dumnezeu, pentru că voi vorbi și despre câteva aspecte negative, iar în Biserica Lui Dumnezeu nu pot exista aspecte negative, dar în așa zisele adunări, care de fapt nu sunt ale Lui Dumnezeu, ci ale oamenilor, se vor găsi mereu vârâți, oameni care și-au pus în gând să facă rău. Nu vorbesc despre uh, lupi în haine de voi, ci vorbesc despre uniri de oameni, grupuri de oameni care în numele Domnului fac lucruri rele. Și trebuie să o recunoaștem, trebuie să fim fermi în a accepta acest adevăr, în a accepta că există, nu în a accepta, vorbind aici de accepțiunea practică în care să fim de acord. Noi trebuie să respingem astfel de lucruri. Ei bine, asta ne apropie de lecția de astăzi. Și anume, unitatea dintre credincioși, unitatea între soț și soție, unitatea în trupul lui Hristos, acolo unde toate mădularele, așa cum spune Apostolul Pavel, ar trebui să conlucreze pentru Dumnezeu, nu pentru binele lor însele. Bine, unitatea aceasta este targetată, țintită, luată în colimator, vânată de forțele răului, de tendințele de ochiate ale oamenilor care și-au pus în gând să profite de bunătatea altora. Vă voi pune la dispoziție șapte repere, șapte erori, șapte inamici care vor lovi adânc în unitatea dintre noi oameni. Fie că vorbim despre unitatea dintre un soț și o soție, unitatea dintre doi sau mai mulți frați, unitatea în congregația bisericii, unitatea dintre biserici, vorbesc aici despre adunări, despre congregații, de ce nu unitatea între oameni în general, acele valențe bune. Și vom porni astăzi de la un verset interesant găsit în prima epistolă a Apostolului Pavel pe care o adresează Corintenilor, capitolul 1, versetul 10. Acolo unde Apostolul ne îndeamnă, cu alte cuvinte, ne trimite o recomandare oarecum imperativă, dacă aș putea spune. Nu este nici un ordin pe care îl trimite, dar nici o recomandare simplă. Este ceva între o recomandare prietenească și ordin venit din partea lui Dumnezeu. De ce spun lucrul acesta? Pentru că singura componentă care lipsește de aici este bunăvoința ta de a primi și de a pune în practică. Cu alte cuvinte, avem așadar în fața noastră o recomandare oarecum direcționată către fiecare dintre noi. Citez: Vă îndemn, fraților și, în extensul surorilor, pentru numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveți cu toți. Același fel de vorbire, fiți atenți, să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip de săvârșit, într-un gând și o simțire. Este un verset pe care mulți probabil că l-au învățat pe din afară și datorită acelui fenomen de, să spunem, obișnuință cu ceea ce am memorat, să privim aceste... Texte ale scripturilor sau ale Noului Testament, ca pe ceva automat, pe care chiar dacă le-am memorat, pentru că ne vin așa repede din memorie, nu le mai practicăm în tocmai. Le proiectăm undeva în afară. Revin la text. Îndemnul este cu privire la noi, frații și surorile. Repet, nu este cu privire la cei din lume. Este cu privire la noi. La Biserica lui Dumnezeu. Și îndemnul acesta este pentru numele Domnului, cu alte cuvinte, în onoarea Domnului nostru, pentru respectul care îi se cuvine, pentru voința pe care ne-a adresat-o, pentru împlinirea dorinței Lui. Să avem același fel de vorbire. Fiți atenți! Vorbire, să nu fie dezbinări și. Interesant să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. Vedeți cuvântul acesta, termenul acesta, desăvârșit. El poate fi confundat cu ceea ce noi am numit în limba română perfect. Și acum, bineînțeles că cei mai stricți dintre noi ar para imediat. Această, această expresie și ar spune că noi nu vom putea ajunge niciodată de săvârșiți aici jos pe pământ. De săvârșit a fost doar Domnul nostru Isus Hristos. Și aveți dreptate? Nu putem ajunge la perfecțiune aici câtă vreme în noi este firea pământească. Pentru că Biblia spune că ea zvâgnește și ea geme în noi și așteaptă și ea clipa aceea când va fi eliberată la venirea Domnului nostru. Așadar, despre ce desăvârșire este vorba aici? Cuvântul original s-ar traduce mai exact a fi complet. Ca o mașinărie, ca un mecanism, care are toate rotițele la locul lor. Care are toate mecanismele acelea secundare la locul lor. Care are toate butoanele la locul lor. Ca un organism. Ca un trup. Care are toate cele cinci degete la mână. Care are ambele mâini. Care are nasul, ochii la locul potrivit, cu alte cuvinte, care funcționează în mod armonios, care este gata, este dotat, este pregătit, conform proiectului, să funcționeze perfect. Așadar, revin la citire. Să aveți toți același fel de vorbire, fără dezbinări, ci să țineți totul desăvârșit, cum a fost proiectat de Dumnezeu, iar asta se va vedea nu doar în vorbire, ci și în gândire și simțire. Fantastică această analiză, pentru că aici Apostolul Pavel încadrează practic toată, aș spune eu, plaja, spectrul ființei umane. Gândirea, emoțiile, cu alte cuvinte, personalitatea, intelectul său, dar și manifestarea vorbirii, modul în care relaționează oamenii, pentru că am spune noi, comunicarea dintre indivizi este elementul fundamental pentru unitatea dintre ei. Chiar dacă comunicarea aceasta nu se face tot timpul în sau prin vorbă. Așadar, îndemnul de astăzi este ca noi să rămânem în unitate. Nu putem însă să rămânem în unitate dacă nu am pornit de la fundație, veți predica de miercurea trecută, dacă nu am înțeles puterea unității și nu o practicăm ca atare și dacă nu punem la punct sau ținem departe de noi cei șapte inamici. Și haideți să-i enumerăm pe scurt și să-i analizăm în câteva cuvinte pe fiecare în parte. Vă rog să vă notați pentru că, deși ni se pare o tematică simplă, privind de jur împrejurul nostru, vedem că ceea ce a dispărut tot mai mult dintre noi și pare să că am ajuns cu rezervorul aproape gol din acest punct de vedere, se numește unitate, care se practică în vremurile acestea mai mult de fațadă, mai mult de politețe, mai mult de politică corect, aș spune eu, cu această atitudine. De ce? Pentru că cei șapte inamici s-au vârât între noi și își fac sau își pun la îndeplinire aplicațiile lor, metehnele lor și noi îi ascultăm. Primul, vă rog să vă notați, este păcatul. Primul inamic care va aduce ruptură între doi sau mai mulți componenți, membri, indivizi ai acelui grup, este păcatul. Mai mult decât atât. Ceea ce ne interesează pe noi este păcatul practicat sub egida sfințeniei. Vă rog să vă notați acest lucru pentru că veți vedea câteva aspecte interesante. Ce înseamnă păcat practicat sub egida sfințeniei? Înseamnă că sunt anumite păcate grele pe care noi le punem în practica vieții și pe care le scuzăm prin sfințenie. Le acoperim, le punem sub acest preș invizibil al vieților noastre, fără să ne dăm seama că acolo s-a făcut un munte mare, care este nu doar inestetic, ci este suficient de greu ca să ne ducă sau să ne atragă până în iad. Păcatul pe care noi îl găsim adesea în biserică, și care a devenit subiect tabu. Se găsește sub egida unor termeni care vă vor pune zâmbetul pe buze, poate. Aș dori să fie un zâmbet amar. Ați auzit de bârfă. Am scris o predică, nu de mult, teologia bârfei. Sunt mulți care încearcă să scuze acest comportament și să-l creadă natural. Ați auzit probabil de supracritică. De adulter sau de curvie. Ați auzit de minciuni? Și nici nu știți cât de mulți oameni mint, uneori nobil. Sunt pastori, de exemplu, care spun de la Amvon povești inventate. De multe ori am prins pe radar astfel de lucruri. Nu le spun însă cu intenție. Le spun cu dorința de a aduce puțină sare și piper predicii. Tot minciună este. Furturi. Știți că sunt oameni care fură, justificând totul prin sfințenia lui Dumnezeu. Sunt oameni care ajung să abuzeze unii de alții, emoțional, sexual, făcând toate aceste grozăvii pe baza sfințeniei. Mi-a zis Dumnezeu, te-a recomandat Dumnezeu, Dumnezeu m-a trimis la tine cu chestiunea asta și așa mai departe. În numele lui Dumnezeu așadar, precum cruciații de odinioară care au măcelărit o lume întreagă în numele crucii. Sunt multe astfel de păcate care se practică la scară largă în Biserica lui Dumnezeu. Ura, invidia, Gelozia, judecata, și când vorbesc aici nu vorbesc de procesul de a judeca în, sau slash, însemnând a gândi. Vorbesc de acea supracritică prin care tu îl pui la pământ pe celălalt, din postura de judecător. Mă opresc pentru că timpul este scurt și vreau să le eh, privim pe toate cele șapte prin lentila analizei biblice. Mă opresc la bârfă, pentru că este atât de răspândită, un flagel însă atât de periculos și de nemilos, încât riscăm să destructurăm părți mari din creștinism care dislocate să se piardă în lume. Îl practicăm totuși cu nesați, fără să ne dăm seama, poate, de gravitatea lui. La un moment dat, marele nostru scriitor, Ioan Luca Caragiale, vorbise despre obligativitatea opiniilor. Un scurt editorial din epoca. A fost publicat pe 17 ianuarie 1897. Citez, pentru că descrie foarte frumos tot ceea ce înțelegem noi prin justificarea nefondată a bărfei o justificare ilegitimă. Să-mi spuneți dacă vă regăsiți unii dintre voi. Citez așadar. Am spune părerea este dreptul cel mai sacru pe care l-am eu, ca și individ, gânditor, în mijlocul semenilor mei. Numai că regele creațiunii, reușind să-și recapete sceptrul și l-a exercitat cu atât de adâncă convingere de la o vreme, încât a ajuns să creează că dreptul lui îi este chiar o datorie. Cu alte cuvinte, veți auzi de multe ori spunându-se am dreptul să vorbesc, am dreptul să-mi exprim opinia, am dreptul, am dreptul, am dreptul. Dreptul la opinie. Corect. Avem acest drept. Doar că îl practicăm greșit. A bârfi pe cineva nu este un drept la opinie, ci este un comportament intenționat, voluntar, așadar, motivat și direcționat ca să aducă lezare persoanei supuse bârfei. Supuse tirului de bârfă. Niciodată nu veți auzi pe cineva bărfind o terță persoană și aducându-i elogii. Întotdeauna bârfa va aduce caracteristici negative. Un păcat hidos, dar care a devenit atât de comod printre noi încât îl practicăm cu toții. Eu, înainte de toate, mă pun în fața dumneavoastră pentru că ar fi ilegitim să arăt cu degetul fără să mă arăt pe mine mai întâi. Dar de ce spun lucrul acesta? Pentru că este scris cuvintele bărfitorului. Cuvintele bărfitorului sunt ca niște prăjituri care alunecă ușor până în atâncul măruntaielor. Am citat din Proverbe 26-22. Vedeți voi de ce este periculosă să bârfa? pentru că este plăcută, este aducătoare de relaxare, te simți bine. Când l-ai înjosit pe semenul tău, te simți mai mare decât el, pe un piedestal un pic mai înalt. Și asta îți va aduce o falsă, repet, falsă remunerație ca și valoare. Pentru că în fond te va înjosi. Domnul Iisus Hristos ne-a zis că vorbirea noastră să fie dreasă cu har, cu alte cuvinte, cu bunătate. Bunătatea nu va îngădui niciodată bârfă. Să știți că dacă practicați bârfa, dacă practicăm bârfa, noi nu suntem oameni ai bunătății. Pentru că bunătatea nu permite un astfel de comportament, așa cum acidul nu poate să includă în el însuși o bază. Acidul și baza nu pot să stea niciodată împreună ca și acid și bază. Așa cum, de exemplu, cerneala neagră niciodată nu poate să pice pe o coală albă și să nu se vadă. Este imposibil. Așa cum lumina nu poate să stea niciodată în întuneric și în întunericul să stea în lumină și ele să se confunde unul cu celălalt. Iubiții mei, capacitatea noastră de a comunica liber este mecanismul care poartă în sine toată energia necesară pentru a-l înnobila pe om, pentru a-l ridica la statutul de înțelept al acestei lumi sau din potrivă, folosită greșit, această capacitate are suficientă inerție de a te trimite și de a mă trimite la stâlpul infamiei, acolo unde doar cei umpluți de rușine ajung. Domnul Iisus a spus de asemenea că nu ceea ce intră în gură îl spurcă pe om, ci ceea ce iese afară, de aceea, continua Apostolul Pavel, Efeseni 5:4 cu 4, să nu se audă între voi cuvinte porcoase, vorbe nechipzuite, glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Vorbiți cu psalmi între voi, cu cântări de laudă, cu cântări cești și cântați. Aduceți totdeauna, din toată inima, laudă Domnului. Bârfa este așadar un păcat care, deși este savurat de către mulți oameni, are capacitatea fantastică de a distruge unitatea, pentru că în momentul în care se va infiltra între doi oameni, între trei oameni, între cinci oameni sau chiar în toată congregația, are capacitatea și magnitudinea suficientă să disloce bucăți mari din biserică și să le trimită a ele, să producă rupturi enorme. Dacă știți că în, între voi, în grupurile voastre sau chiar în biserica voastră există astfel de metehne, eliminați-le repede. Interesant că în scrierile sale, John Wesley vorbise despre bărfă și el și a țintit -ți către termenul grecesc care descrie bărfa. În grecește se spune diabolos sau diabolic. Cu alte cuvinte, cine bărfește este practic un om diabolic. Și și încheia pledoaria fratele nostru John Wesley spunând că, din nefericire, bârfa practicată în biserică este cea mai găunoasă dintre toate, pentru că ea face lucrarea diavolului în numele Domnului. Cu alte cuvinte, oamenii se scuză că a trebuit să spună câte una și alta, pentru claritate, pentru descoperire, pentru în lună și în stele. Așadar, primul inamic care va lovi în unitatea din biserică, în unitatea dintre un soț și soție, în unitatea dintre un grup de prieteni, este păcatul de orice forma lui practicat sub egida sfințeniei. Repet, păcatul practicat sub egida sfințeniei. Numărul 2. Un alt dinamic este comunicarea slabă dintre două sau mai multe părți care formează unitatea. Fie dintre soț și soție, fie dintre membrii grupului de prieteni, fie dintre membrii congregației, dintre pastori și congregație, dintre prezbiteri între ei și pastori sau prezbiteri doar între ei și restul congregației. Vedeți, voi sunt foarte multe astfel de opțiuni de variante sau de versiuni ale modului în care acest inamic se vâră, se furișează în Biserica lui Dumnezeu. Repet, comunicarea slabă dintre părți. Ce înseamnă comunicarea slabă? Înseamnă că doi sau mai mulți indivizi ajung să nu-și mai spună în totalitate unii altora informația, ajung să se teamă unul de celălalt ajung să restricționeze anumite aspecte. Vă aduceți aminte că Domnul Iisus Hristos ne îndeamnă, dacă ai ceva cu fratele tău, mergi și spune-i. Totul trebuie să se facă controlat, coordonat, nu te duci să trâmbițezi. Nu te ridici la amvon și te apuci și spui, ați văzut-o pe sora Marieta? Ce a făcut împotriva sorei Floarea? Lucrul acesta va aduce biserica într-un stadiu de demolare și nu de edificiu. Repet ce am spus mai devreme, vorbirea voastră să fie întotdeauna adresată cu bunătate, cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Când ești un om al bunătății, tu comunici corespunzător cu toți. Daul vostru să fie da, nu să fie nu. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă. Orice amărăciune, spune Apostolul Pavel în Efesem 4, cu 31. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Fiți buni din potriva unii cu alții. Miloși, iertați-vă unul pe altul cum va iertați și pe voi Dumnezeu cu alte cuvinte când tu simți că deja nu se mai comunică la fel cum se comunica odată. Acolo înseamnă că s-a vărât acest dinamic al iuțimii, al răutății, al mâniei, al clevetirii. Clevetiri înseamnă invidie, gelozie. Toate aceste comportamente sunt generate de un inamic. Un inamic care are, are ca și obiectiv să strice comunicarea dintre doi oameni. Unitatea nu poate fi niciodată pusă pe un făgaș normal, atâta vreme cât oamenii se clevetesc între ei, cât nu comunică. Noi putem să fim 30 de oameni, 300 sau 3000 într-o congregație. Dacă noi nu vorbim între noi, noi nu putem să ne spunem că suntem frate și soră, nu putem spune că suntem mădulare aceluiași trup. Gândiți-vă, dacă mâna ar fi desprinsă din punct de vedere psihologic, psihiatric din punct de vedere medical, de trup. Cu alte cuvinte, n-ar reacționa la nimic. Nervii n-ar comunica uh, mușchilor ce să facă. N-ar fi ea ca un organ mort, un mădular mort, care doar atârnă. Cum ar fi un trup în care nu funcționează niciun mădular, în care nimic nu comunică cu nimic? N-ar fi acela un trup cu handicap? N-ar fi acela un trup care are o problemă? De aceea, iubiții mei, când veți simți în congregație că sunt sau sunteți în postura în care nu mai puteți comunica unii cu alții, sau parcă s-a răcit ceva, parcă există o barieră undeva, să știți că există cu certitudine la mijloc un păcat, cel puțin un păcat, care a rupt comunicarea și comunicarea dintre voi nu mai este eficientă. Ca să fiți siguri că se revine la starea de pace, la starea de unitate, și la starea aceea, cum descrisese Apostolul Pavel, desăvârșire sau complet din punct de vedere al mecanismelor, trebuie să vă dați silința să comunicați unii cu alții, să vă spuneți durerea unui altora, să vă spuneți păsul unui altora. Așadar, numărul 1 a fost păcatul practicat sub egida Sfințeniei și am dat exemplul bârfa. Numărul 2, comunicarea slabă dintre părți. Numărul 3, un alt dinamic. Conflictele nerezolvate. Asta este unul dintre cei mai duri în Sunt acele stări în care noi mocnim. Un foc care arde în noi și ne macină împotriva fratelui, sorei, împotriva pastorului, prezbiterului și așa mai departe. Un conflict nerezolvat. Un conflict în care trecutul stă ancorat și l-am legat cu lanțuri de noi în cine și nu vrem să-i dăm drumul. Pentru că nu vrem să iertăm. Refuzăm să iertăm. Este unul dintre cele mai găunoase stări, de fapt. Una dintre cele mai găunoase problematici. Și anume, să nu ierți. Asta va crea dezbinare. Și o dezbinare care adesea se transformă nu doar într-o ruptură, ci o ruptură cu scandal, cu ceartă. Pentru că, în momentul în care se va produce ruptura, nu se va produce și părțile se vor deplasa unii la stânga, unii la dreapta, în liniște, ci își vor arunca cuvinte grele. Dacă ați trecut prin astfel de stări în care vedeți că oamenii răbufnesc la un moment dat, ca un vulcan care a stat sub presiune, poate ani întregi, să știți că acolo sunt lucruri nerezolvate. Dacă în tine există tendința aceasta de a răbufni, să știi că tu ești acel vulcan. Pe ce mă bazez? Un om care doarme bine noaptea este acela care nu are lucruri nerezolvate în, în sinea lui. De aceea faceți tot ceea ce vă stă în putință. Tot ceea ce vă stă în putință să eliminați din mintea voastră, din inima voastră, din sufletul vostru lucrurile care vă trag în jos. În fond este scris și ne iartă nouă păcatele noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. Matei 6 cu 12, rugăciunea Tatăl nostru. Iubiții mei, dacă noi nu iertăm, nu vom fi iertați. Voi știați lucrul acesta? Citesc din Marcu 11 cu 25. Când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, mare atenție, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Voi înțelegeți că nu există cale de mijloc. Voi înțelegeți gravitatea acestui, acestei stări de fapt. Nu doar că vom produce dezbinare. Nu doar că avem potențialitatea de a dărâma Biserica lui Dumnezeu, de a produce rupturi ireparabile, Cine vom pierde și sufletele, pentru că nu vom fi iertați. Este scris, nu este comentariul fratelui pastor Florin Antoni, este scris negru pe alb citând din declarația testament a Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta. Dacă sunteți oameni care mogniți în voi, să știți că Vă pierdeți vremea la biserică, pentru că nu veți fi iertați. Veți petrece o viață întreagă aici și veți ajunge la final să fiți respinși. De ce? Pentru că ați cărat de bunăvoie și nesiliți de nimeni cu voi aceste lucruri. Voi să nu fiți așa. Este scris, cu 6,1, fraților, chiar dacă un om ar cădea dintr-o dată într-o greșeală, voi care sunteți duhovnicești, care sunteți mai mari, să-l ridicați pe el și să o faceți cu duhul blândeții. Dar de ce? Continuă textul. Ia, bine, ia bine seama la tine ca să nu cazi și tu. Să nu fii spitit și tu. Toți suntem o apă și un pământ, iubiții mei. De aceea, când suntem într-o zi pe o poziție mai mare decât frații noștri, să nu ne mândrim cu ea. Așadar, iertați-vă, purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos, care aten 6 cu 2. Ai întrebat-o și totuși, cum rămâne Adică El m-a lovit, m-a recinstit, m-a jignit și acum eu să-L iert și să nu plătească nimic? Lasă-L pe Dumnezeu să rezolve lucrurile astea. Tu faci datoria și iartă. De ce să o faci? Este scris. 2 Corinteni 2 cu 10 și 11. Ca să nu lăsăm pe satana să aibă câștig de la noi. Căci noi nu suntem în neștiință despre planurile lui. Lăsați-l pe Dumnezeu să câștige. Lăsați-L pe Dumnezeu să judece între noi. Voi iertați, faceți-vă datoria, pentru că altfel se va produce ruptură. Așadar, numărul 1. Păcate justificate prin sfințenie. Am vorbit de bârfă. Numărul 2. Comunicarea slabă între părți. Normal că atunci când apare păcatul, nu mai e nici chef de, sau poftă, sau dorință de comunicare. Și când comunicarea este slabă, numărul 3, apar conflictele nerezolvate. Numărul 4. Un inamic care pe cât de incisiv este, pe atât de ascuns trece printre noi. Camuflat perfect. Nici nu-l vei simți. Pentru că el se numește defocalizarea de la ținta comună. Defocalizarea nu se face dintr-o dată. Ea se face treptat. Nici nu-ți dai seama când ochii ți fost luați de la ținta noastră care este Hristos, și încet, încet s-au dus către lume, către o mașină frumoasă, către o fată frumoasă sau viceversa un băiat frumos, către o avere frumoasă, către o casă frumoasă și așa mai departe. Și încet, încet, tu vei uita cine ești. Vei ajunge din om ne om. Vei ajunge să spui adevărului minciună și minciunii adevăr. Vei ajunge să crezi în toate bazaconile. Nu va mai fi o problemă pentru tine divorțul. Nu va mai fi o problemă pentru tine să-ți înșel partenerul. Nu va mai fi o problemă pentru tine să blamezi pe frații și surorile tale. Nu va mai fi o problemă pentru tine să bârfești. Nu va mai fi o problemă pentru tine să uh, pizmuiești. Nu va mai fi o problemă pentru tine să calci pe cadavre, practic. Dar de ce? Pentru că, nefiind focalizat la țintă, ținta care este Hristos, încet, încet, golul care a rămas, ți-l va umple Satana cu minciunile lui. Când te defocalizezi de la țintă, tu în momentul acela, începi să te pui pe tine în față. Dacă până acum Hristos era centrul acțiunii noastre a tuturor, dacă scopul nostru comun al tuturor membrilor era să fim o biserică fantastică, Dintr-o dată, tu mergi cu ale tale, dintr-o dată tu, ca și în oriaș, în biserică crezi că ești, iertați-mă că o spun, centrul Pământului. Dintr-o dată crezi că ești singurul sau singura care are dreptate, dintr-o dată îți arogi meritul de a critica în stânga și în dreapta, dintr-o dată îți arogi meritul de a vorbi de rău, ceea ce spusese mai devreme. Hai să spun un lucru. Știi de ce este riscant acest păcat? Te condamnă la moarte. Și mai mult decât atât, îți va da și o judecată mai aspră, pentru că defocalizarea este mână în mână cu păcate prin care tu nu ți vei face rău doar ție, ci îi vei defocaliza și pe ceilalți. Critica nu te vei duce să o spui în piață. O vei spune la cel din stânga și din dreapta. Bârfa o vei spune la cel din stânga și din dreapta. Să știi că tu nu ești un credincios, tu nu ești o credincioasă. Ai fost, într-adevăr, și vei putea fi în continuare, dacă te vei corecta. Dar dacă faci lucrurile acestea, tu ești doar o viperă sau un lup în haine de oi. De tine depinde dacă stai în această atitudine. Nu te minți singur, nu te minți singură. Practicând așadar păcatul acesta, pentru că te-ai defocalizat de la Hristos și ai început să te uiți la tine, Uite ce dreptate am eu, uite ce important sau importantă sunt eu, uite ce uh, gânduri bune am eu, atunci te vei minți și pe tine și îi vei dărâma și pe ceilalți. Cum știi că ai ajuns aici? Vei avea tendința să critici excesiv. Oamenii defocalizați de la țintă, adică de la Hristos, care vedeau bunăstarea lucrării lui Dumnezeu, vor ajunge să se vadă pe ei, și dintr-o dată totul va fi nemulțumire. Cei defocalizați de la țintă sunt oamenii nemulțumiți. Ei se vor potigni în orice. De ce sunt scaunele albastre la biserică? De ce la masa de agapă ni s-a dat pâine din asta și nu din asta? De ce când am uh, cumpărat prăjituri n-am cumpărat din astea? Dar de ce agapa s-a făcut acum și nu s-a făcut atunci? Dar de ce nu se face de trei ori pe săptămână și se face doar de două ori? Dar de ce se face doar de două, o la două duminii și nu se face într-o duminică? Și tot felul de exemple din astea. Dar de ce pastorul s-a îmbrăcat cu cravata asta și nu cu cealaltă? Dar de ce fata aia cântă așa și nu așa? Toate aceste critici sunt datorate faptului că omul s-a defocalizat de la țintă, care este Hristos. Și atunci când nu te mai uiți la Hristos și începi să te uiți în stânga și în dreapta, vei vâna erori. Vrei însă să nu mai fii în postura aceasta de viperă veninoasă care să muște și să-i doboare și pe ceilalți? Vrei să nu mai fii ca un lup în haine de oi care să înhație și să fugă? Repede corectează aceste lucruri, pentru că există încă iertare. Numărul cinci. Al cincilea inamic este recompensarea incompetenței. Vă rog să înțelegeți foarte bine ce spun recompensarea incompetenței. Cu alte cuvinte, facem o greșeală, demonstrăm incompetență într-un domeniu și primim răsplată. Răsplata o primim nu pentru că am făcut ceva bun, ci pentru că cei care ne dau această răsplătire sunt oarecum înseriați cu noi fie ne dau o răsplată pentru ca să rămânem în starea aceasta mognită, fiind și ei în starea asta păcătoasă și nu cumva să-i dăm de gol. Sau sunt oameni în cârdășie unii cu alții sau ați auzit de conceptul nepotism? Nepotismul este unul dintre cele mai frecvente în ultima perioadă mecanisme inamici ziceți cum vreți dumneavoastră, care a rupt unitatea în biserici. Nepotismul. Pentru că nepotismul, întotdeauna, repet, în întotdeauna, 100%, nu 99%, 100% din cazuri, nepotismul promovează incompetența. Acolo unde este competență, nu e nevoie de nepotism. De aceea vă spun. Acolo unde un om este competent, el nu are nevoie de pile și de cunoștințe. Niciodată. Însă unde există cât de puțină incompetență și tu vrei să reușești să performezi, intervii cu intervenții, cu pile, cunoștințe, cu relații. De ce biserica a ajuns unde a ajuns, iubiții mei? Cu smerenie, cu durere în suflet. Îmi plânge sufletul pentru lucrul acesta. Priviți ce se întâmplă. Priviți-o voi, să nu privesc eu pentru voi. Biserica lui Dumnezeu de astăzi a ajuns o pledoarie a nepotismului. Un cântec de jale din cauza nepotismului. Pastori care își pun beizadelele să fie pastori, deși sunt curvari, deși sunt drogați, deși sunt mai știu eu cum. Îi las acolo, pastori care au ajuns să acopere păcatul pentru că îl fac și ai lor în familie. V-aș putea da o mie de exemple, de la cel mai înalt nivel, de la nivelul cultic până la cel mai jos, dar din respect pentru om și din dorința de a păstra unitatea, prefer să le țin pentru mine și să vă spun vouă, oamenilor simpli, să nu faceți niciodată așa ceva. Poate și ei s-or ei la un moment dat. Să ne rugăm! Pentru ei, vă spun cu zmerenie și cu tristețe în suflet, să știți. La un moment dat, ca să vedeți că lucrurile acestea sunt atât de ascunse, dar întotdeauna amendate. La un moment dat, mama fiilor lui Zebedei s-a dus la Domnul Isus Hristos să pună o pilă să meargă cu parandărătul. Matei 20 cu 20, ascultați. Mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Isus împreună cu fiii ei și s-a închinat vrând să-i facă o cerere. Interesant. Interesant. Ucenici ăștia doi. Cum vor fi aranjat cu mama lor? Hai, mamă, vorbește tu. Fiți atenți. Și a venit să-i facă o cerere. Matei 20 cu 21. El, adică Hristos, a întrebat-o. Ce vrei? Poruncește. I-a zis ea ca în împărăția ta, acești doi fii ai mei, să-și adă unul la dreapta și altul la stânga ta. Păi bine, mă Ioane. Păi bine, mă Iacove. N-ați fost voi împreună cu mine? Ați trimis-o pe mama? Ați venit cu mama de mână ca să-mi spună lucrurile acestea? Am parafrazat. Matei 20 cu 22, drept răspuns, Iisus i-a zis, nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Fiți atenți și ironie. Putem, au zis ei. Putem, eu mă întreb, dacă ei nu declarau lucrul acesta, oare ar mai fi ajuns Iacov să fie primul martir? A fost decapitat. Oare, ironic, ar mai fi ajuns frate său, ultimul, să fie captiv, duinsă la pustie, până în pragul bătrâneții lui? Dar ei au declarat, putem, Doamne? Putem? Vedeți voi, cât de rușinoasă cerere. Doamne, poruncește ca ei, unul la dreapta ta și unul la stânga ta, că am auzit eu cumva că e vorba de niște scaune de domnie pe acolo, pe sus, prin ceruri. Să știi, i-a zis Domnul Iisus că nu depinde de mine, ci de Tatăl meu? Voi știți ce s-a întâmplat din cauza acestei cereri? Matei 20 cu 24. Cei 10, ceilalți, când au auzit, s-au mâniat pe cei doi frați. Noi în biserică trecem repede cu vederea lucrurile acestea. Premiera pe care o va face Domnul Isus Hristos este în funcție de valoare, de competență, de reușită, de fapte ale bunătății pe care le-am pus în practică și de rod. Nu pe promisiuni de șarte, nu pe baza meritului de a fi copilul lui X, Y sau Z. Iubiții mei, dacă în bisericile noastre, în bisericile voastre, în congregația lui Dumnezeu s-au vărât astfel de practici, delimitați-vă de ele. Poate că vor fi oameni care le fac fără să-și dea seama, trageții de mânecă cu blândețe, ați văzut, cu blândețe. Pentru că vor aduce niște dezbinări fantastice, vedeți cei, cei 10 ucenici, cu alte cuvinte, 10 din 12, 10 din 12 înseamnă, faceți voi socoteala, aproape 15-20% din grup s-au mâniat, nici măcar n-au rămas indiferent, s-au mâniat, s-au supărat. Și eu sunt sigur că dacă Domnul Iisus Hristos nu îi educa corespunzător și nu era cu ei, s-ar fi dezbinat și ar fi plecat de mult, pentru că n-a fost prima dată când s-au certat pe drum. Iar s-au certat mereu cine să fie cel mai mare. În noi este această... Da? Așadar, nu recompensați incompetența. Pentru că va produce rupturi mari în biserică, rupturi mari de tot și unitatea se va duce departe. Dacă sesizați însă lucrurile acestea, vorbiți. Nu puneți să discute oameni. Zilele trecute, am, ah, um, unul din echipa noastră uh, mi-a arătat un mesaj care a fost trimis fratelui uh, Ciprian Luca, prietenul meu, în care un ascultător al cărui mesaj a fost plin de greșeli gramaticale spunea, și de ce spun greșeli gramaticale? Pentru că veți vedea de ce. Dânsul era supărat că sunt chemați la emisiuni doar oameni care au o diplomă. Au un nume în societate și care au ceva de spus. Și se mira dânsul de ce nu sunt și oamenii simpli fără carte. Ce ziceți? Vine lucrul acesta din dorința de mărire? Din fudulia asta care pare să e ca scăpat de sub control, în care nimeni nu-și mai simte adevărata simțire că doar este scris. Nimeni să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine care a fost dată potrivit cu măsura credinței. Cu alte cuvinte, dacă tu n-ai putut în viață să faci decât patru clase, de ce vrei să fii profesor de academie? Pune mâna și fă, demonstrează competență și atunci merge. Știți de ce s-a ajuns aici? Pentru că atunci când la vârf nu mai vrem să avem oameni competenți, nu mai vor să fie competenți, pentru că e greu. Competența se câștigă cu greu trebuie să stocești coatere la facultate, la bibliotecă. Când vrei să nu mai treci tu prin rigorile acestea, te și înconjori de oameni care n-au trecut pe acolo, că ei nu o să vadă diferența. Pe ei nu o să intereseze niciodată dacă tu ești învățat sau neînvățat. Și așa a ajuns creștinismul nostru, un soi de pari al societății, pentru că noi am încoronat incompetența. Iubiții mei, Domnul Iisus n-a făcut așa. Domnul Iisus Hristos i-a educat, i-a învățat, i-a ridicat la cel mai înalt standard. Așa trebuie să facem și noi. Numărul șase. Numărul șase. Ați auzit de snobism? Spiritual? Social sau economic? Snob înseamnă o persoană care admiră și adoptă fără discernământ și cu orice preț, tot ceea ce este la modă. Păi dacă asta e la modă, hai să facem și noi. Asta va crea dezbinări la fel de mult ca acea recompensare ilegitimă a incompetenței. Znobismul. Am deschis porțile bisericii și am adus tot ce s-a putut. De ce? Pentru ca să ne pună și pe noi la modă. Snobismul este peste tot acum. În fond este definiția noii culturi, noi societăți, societatea postmodernă, în care fiecare face doar ceea ce îi se dictează prin social media, Facebook, Instagram, TikTok. Să avem și noi V-ați spus vreodată întrebarea De ce? Repet, de ce? E doar un experiment social, să știți. Veți vedea mereu pe scenele bisericilor acel pian roșu? Nu pot să-i spun numele. Este pentru că folosim arta imitației. Vasta majoritatea celor care cântă și îi vedeți în live-urile prezentate, nici măcar nu știu să cânte corect la el. Acela este un instrument de creație folosit de mari artiști ai lumii. Este atât de sofisticat, de unde știu pentru că avem și noi. Și știu pe cei care îl utilizează aici, mi-au povestit cât este de complicat acest instrument. Vasta majoritate nu au nevoie de așa ceva pentru a cânta lăutărește trei cântări. De ce însă o fac? Pentru că e la modă. Dacă toți au, trebuie să avem și noi. E vedeți voi, există astfel de comportamente în biserică în care să ne defocalizăm de la țintă și să fim focalizați mai degrabă la societate. Ne îmbrăcăm și noi așa pentru că așa se poartă, cântăm așa pentru că așa se cântă, predicăm așa pentru că așa se predică. Dacă veți face lucrurile acestea, veți crea discrepanțe și se va crea dezbinare. Pentru că Hristos, Hristos, Domnul nostru, nu va mai fi acolo. Așadar, să nu fim znobi spiritual. Noi ar trebui să călcăm pe urmele lui Hristos. Așa este scris, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos, a spus apostolul Pavel. De asemenea, el spune să nu ne potrivim chipului vacului acestuia. Exact despre asta e vorba. Trendul. Nu vă potriviți. Nu faceți lucrurile doar pentru că le face toată lumea. Faceți doar ceea ce spune Biblia, pentru că altfel veți crea dezbinări. Se vor crea discrepanțe prăpăstii între generația veche și generația nouă, între generația oamenilor cu bani și celor fără bani, între uh, cei care au carte și cei care n-au carte. Căutați să împăcați pe toți, pentru că fiind snobi, cu alte cuvinte, căutând să fim noi cineva, pentru că așa e moda. Vom crea dezbinări. Snobismul ne va duce către cea de-a șaptea. Și ultimul inamic care lovește adânc în unitatea dintre noi se numește elitismul spiritual. El se manifestă pe două axe. Pentru că este un elitism care ține de intelectualitate, de cunoștință. Fie este un elitism intelectual, fie este un elitism anti-intelectual. Ce înseamnă asta? grupul celor care n-au carte, îi pismuiesc pe cei care au carte și pentru că ei n-ajung la struguri, îi consideră acri. Ceilalți, pentru că au ajuns undeva, să uite la cei care n-au carte din biserică și îi consideră de aruncat. Ei n-au dreptul să vorbească, ei sunt oricum o variantă care n-aduce niciun beneficiu, zicea cineva, și atunci trebuie să creăm o separație. Asta va duce la moartea bisericii. Repet, asta va duce la moartea bisericii. Pentru că privind de sus la cei care sunt mai slabi decât noi, sau privind de jos și criticând pe cei care sunt mai buni decât noi, îi vom îndepărta. Vom deveni acri, inconsistenți, răutăcioși, vom bloca comunicarea, ne vom defocaliza de la țintă, vom stimula păcatul. Vă spun doar atât. Apostolul Pavel a sesizat această problematică, acest dinamic fantastic. Și în încheiere doar vă citez. Pentru că, citesc din 1 Corinteni 3 cu 3, pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și desbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni, oare? Când unul zice: Eu sunt de la lui Pavel, iar altul: Eu sunt de la lui Apollo? Nu sunteți voi din lume. Cu alte cuvinte, dacă voi vă dați în spectacol, gratuit. Nu sunteți voi din lume. Cine este până la urmă Pavel? Cine este Apollo? Doar niște slujitori ai lui Dumnezeu prin care voi ați crezut și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Ați auzit expresia aceea: Eu sunt de la Penti. Eu sunt de la Bapti. Când veți spune astfel de lucruri, cu o mândrie din aceasta ilegitimă, să știți că puneți în practică elitismul. Elitismul este tot ceea ce Domnul Isus Hristos a vrut să dispară din mentalitatea primilor credincioși. Elitismul era practica preferată a fariseilor și cărturarilor. Aveau locul lor din Ierusalim. Voi știți că acolo nu intrai decât dacă aveai, să zicem, așa, un soi de pașaport. Petru a ajuns la casa marelui preot în seara în care Domnul Isus a fost capturat pentru că l-a dus Ioan. Ioan avea acces. Nu puteai oricum să intri acolo. Temelia este Hristos, conchide apostolul Pavel. Rămâneți pe temelie depărtați-vă de elitism. Așadar, iubiții mei, în rezumat, la final, am învățat astăzi faptul că unitatea este luată la țintă de cel rău și are șapte emisari, șapte inamici cu săbiile scoase care vor lovi adânc în noi dacă îi lăsăm și nu strângem rândurile. Numărul 1. Păcate practicate sub egida Sfințeniei. Ai grijă să nu-ți acoperi păcatul în numele Lui Dumnezeu pentru că vei da socoteală. Doi, Comunicarea slabă dintre părți. Să refuzăm să comunicăm unii cu alții. 3. Conflicte nerezolvate. Să refuzăm să iertăm. 4. Să ne defocalizăm de la țintă și să ne focalizăm pe noi în înșine. Să nu mai avem un scop comun, ci să avem un scop individual. Individualist, egoist. Numărul 5. Să recompensăm incompetența în Biserica lui Dumnezeu. Numărul 6. Să fim snobi din punct de vedere social, economic sau spiritual. Și numărul 7. Să fim elitiști. Oameni ai elitelor. Dacă practicați unul sau mai multe astfel de comportamente, dacă v-a atins unul sau mai mulți din acești inamici, de grabă puneți-vă pe genunchi și pocăiți-vă. Cereți-vă iertare Domnului și căutați să-i anulați din viața voastră pentru că vă vor dezbina, fie că sunteți soți și soție, fie că sunteți familie, părinți, copii, fie că sunteți congregație sau biserică. Dacă sunteți înțelepți și veniți dintr-o biserică care s-a dezbinat, s-a rupt, faceți o analiză scurtă și veți vedea că în analiza voastră veți găsi cel puțin unul din acești șapte inamici. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să facă El să ne dea înțelepciune ca unind cu credința noastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați și dragostea de frați, și iubirea de oameni. Fiind așadar înrădăcinați adânc în Domnul Isus Hristos, prin credința în Domnul Isus Hristos și manifestările acestea frumoase ale credinței, uniți împreună, înțelegând puterea unității despre care v-am vorbit duminică, să înfrângem acești șapte inamici. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să facă din fiecare dintre noi emisari ai păcii Unității. Mecanisme desăvârșite în trupul său. Tată, îți mulțumesc pentru că ești măreț. Ești un Dumnezeu atât de bun, milos, care ne arăți atâta bunăvoință încât noi nu o putem înțelege în totalitatea ei, cuprinde în toată splendoarea ei. Îți mulțumim pentru că ai răbdare cu noi. Că ne veți ca pe niște copii. Îți mulțumim pentru Domnul Iisus care ne-a răscumpărat pentru tine. Îți mulțumim pentru Duhul Sfânt, antrenorul nostru care ne aduce aminte în fiecare zi cum să ne pocăim. Vă mulțumim, Tată, Fiule și Duhul Sfânt, pentru că ați fost cu noi și în această după-amiază. Amen. Iubiții mei, am fost onorat să fiu împreună cu voi și în această seară, în această după-amiază. Uh, este fascinant modul în care Dumnezeu lucrează și ne aduce bucurie în suflet. Vă salut pe toți aceia care sunteți împreună cu noi. Permiteți-mi să nu vă citesc astăzi. Sunteți din toată lumea, am primit aici uh, confirmări că sunteți din toată lumea. Uh, am întârziat puțin și sunt câteva întrebări interesante. Mi s-a spus aici, mi-au fost trimise câteva întrebări interesante și vrem să fim siguri că vom reuși să răspundem la fiecare dintre ele. Dacă v-a plăcut și ați găsit de bună această predică, trimiteți-o și altora. Nu uitați să vă înscrieți, să vă abonați la acest canal, pentru ca să primiți notificări în momentul în care va porni transmisiunea. Mulți oameni întreabă cum să facă lucrul acesta. Acolo aveți un buton pe care scrie abonează-te. Să fiți însă atenți, să apăsați pe clopoțel, pentru că atunci când începe predica, să și primiți o notificare, să vi se spună, să vă spună telefonul ca început. Nu uitați, dezideratul proiectului Genesis este să creeze punți de legătură între oameni. Este acela de a uni competența. Iubiții mei, chiar dacă aveți sau nu aveți școală, fiecare dintre voi aveți o anumită competență pe care Dumnezeu v-a lăsat-o ca să o practicați în trupul lui Hristos. Atâta vreme cât o veți practica în dreptul rolului pe care Dumnezeu vi l-a pus, vom ajunge oameni mari cu toții. Nu uitați, aveți valoare în ochii lui Dumnezeu, sunteți prinții și prințesele lui. Și aveți datoria să vă manifestați în această lume așa cum a făcut-o el. Vă mulțumesc tuturor acelora care ne binecuvântați, care ați binecuvântat proiectul Genesis și ne dăruiți din puținul vostru. Vă mulțumesc tuturor acelora și rog pe Dumnezeu ca să vă înapoieze în miit pentru fiecare cent pe care l-ați dat aici. El să vă îmbogățească pentru că meritați, pentru că voi sprijiniți acest proiect. Vă mulțumesc tuturor acelora care vă rugați, care postiți pentru noi. Nu uitați, există acest app, proiectul Genesis, este ultimul anunț pentru după amiaza aceasta, descărcați este gratuit. Fratele regizor o să-l afișeze pe ecran, un uh, QR code se numește. Doar deschideți uh, camera foto a telefonului dumneavoastră, puneți-o în dreptul acelei, uh, acelui QR code, acel pătrățel cu multe uh, pete negre pe el și o să vă trimită direct la uh, adresa de unde să vă descărcați. Este gratuit. Este cel mai performant ap creștin în limba română este nu doar pentru citirea Bibliei pe care o veți găsi din belșug acolo, ci acolo puteți comunica unii cu alții, puteți să vă scrieți unii altora, puteți să vă rugați unii pentru alții, puteți să vă publicați motivele de rugăciune. Și ați văzut în fiecare duminică noi preluăm aceste motive de rugăciune și le afișăm în transmisiune directă astfel încât toată lumea să se roage pentru voi. Că ce este scris, rugăciunea Sfinților are mare putere. De aceea noi vă vom ajuta din punctul acesta de vedere și vom publica aceste motive de rugăciune ca să se meargă până la capătul pământului. Aveți încredere unii în alții, nu uitați însă, când Dumnezeu vă va răspunde, scrieți acolo, Dumnezeu mi-a răspuns, ca să ne bucurăm împreună cu voi. Descărcați acest app și bucurați-vă de el, pentru că este cadoul nostru, cadoul de la proiectul Genesis pentru fiecare dintre voi. Iată câteva întrebări, voi lua câteva dintre ele și de miercurea trecută care au rămas datorită întreruperii transmisiei. Suntem atacați din toate părțile, apropo să vă rugați pentru noi, tot felul de oameni, aș spune eu așa cum îi numește Biblia, de joasă speță. Fac tot ceea ce le stă în putință să blocheze aceste transmisiuni. N-am înțeles de ce. Aici nu promovăm politica, nu promovăm uh, economia, promovăm pe Dumnezeu. Și uite că pe unii îi deranjează. Ce mă doare este că um, unii dintre ei sunt ai noștri. Și nu spun mai mult. Nu spun că mă doare sufletul pentru ei mai ales. Vor fi trași la răspundere. Iată așadar o întrebare. Pace vă marile treziri spirituale despre care citim au avut întotdeauna în spate suferință. Cei prin care a lucrat Dumnezeu au fost loviți. Ce facem noi când cei din jur vor să oprească lucrarea? Uite, în consecință, exact ce v-am spus mai devreme, dați înainte. Este scris, iubiții mei, este scris. Chiar și după ce veți face tot ce vă stă în putință să vă sfințiți. Matei, capitolul 5, vă da acolo o succesiune de șapte Binecuvântări, de șapte caracteristici ale omului fericit. După ce le va împlini, aceste caracteristici, veți vedea o descriere la final, care este atât de copleșitoare și pare nedreaptă dacă o citiți uh, inițial. Dar, dacă meditați asupra ei, vă va aduce sens în viață. Iată așadar ce este scris. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii. Când vei vrea să fii neprihănit, vei fi lovit. Ferit ce va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Că și tot așa iau prigoniții pe prorocii dinaintea voastră. Ce să faceți? Nu vă opriți. Nu vă opriți. Rolul tău și rolul meu este să luminăm. Să o facem însă cu zâmbetul pe buze, cu bucuria în suflet, în sufletul mântuit, este scris în psalm. Să o facem mărturisindu-L pe Domnul nostru Isus Hristos. Să o facem fără cârtiri, să o facem fără șovăiel, să o facem fără să arătăm lumii acea față de martir, aș spune eu. Și știți voi la ce mă refer. Dumnezeu nu va găsi plăcere în noi. El nu s-a plâns. El n-a schincit. A fost ca o oaie mută înaintea celor ce o tund. A privit pe toți cu milă și cu bucurie că îi va salva. Să faceți și voi la fel. O altă întrebare. Pace, frate scump, pentru că am gustat psalmul 133, explicat de dumneavoastră prin unitatea și frumusețea părtășiei în trupul lui Hristos, mă întreb cu amărăciune în suflet. Oare pentru vremea aceasta de apostazie voi rămâne ca și fiii lui Core din psalmul 42 cu 4 cu amintirea vremurilor de demult? Dacă creștinismul se degradează și dragostea celor mai mulți se răcește, vom putea să ne mulțumim cu o părtășie virtuală sau cu acea părtășie în Duhul, cu Biserica Universală de pretutinde? Fiți binecuvântat pentru că sunteți deosebit. Dumnezeu să te binecuvânteze, Costel. Este vorba despre fratele nostru, Costel Leontică. Ești un om minunat și este o onoare pentru mine să vă slujesc pe voi. Te va surprinde răspunsul meu. Dar în vremurile din urmă, în vremurile din urmă, dragostea celor mai mulți se va răci. Termenul de acolo, agapi, este rod al Duhului Sfânt. Cu alte cuvinte, cei mai mulți vor practica un soi de religie din care va lipsi Duhul Sfânt. O religie de fațadă. Așa că, într-un fel, vom rămâne, exact cum ai spus tu, cu amintirea vremurilor de demult. Vezi cât de binecuvântat ești tu, Costel, că ai prins vremurile de demult. Tu ești acum o mărturie vie. Rolul tău va fi să povestești acelora care te însoțesc, care te înconjoară, vremurile de demult. Ca ei să înțeleagă, ca ei să vadă frumusețea prin ochii tăi, chiar dacă nu mai pot trăi. E vremea apostaziei. E vremea când cei mai mulți se vor rătăci și vom rămâne doar pălcuri, pălcuri. Dar slavă lui Dumnezeu, că iată nu ne-a lăsat orfani. Și uite, prin intermediul tehnologiei putem ține legătura unii cu alții. Zeci de mii de oameni care putem să stăm în părtășie, să ne rugăm unii pentru alții, să auzim unii de la alții. Eu am trăit și vremurile acelea când soldații trimiteau scrisori mămicilor lor cu plicul, telegrame. Când scrisorile erau scrise așa cum se scrie pe o hârtie, pe orizontală și pentru că mai rămânea un pic loc pe colțurile foii, mai scriau câteva cuvinte și acolo. Pentru că vroiau să beneficieze de fiecare milimetru pătrat din acea bucățică de hârtie. E, bucurați-vă de ce avem acum, că iată noi ne bucurăm de tehnologia aceasta și putem să ne auzim peste toată lumea, atât cât nu mai auzi. Că nu să știe ce se va întâmpla. Poate că aceste guverne ale lumii, și să știți că mă gândesc ca duminică, să-mi spuneți dacă Uh, va fi ok pentru voi, dar duminică voi continua aici la Genesis, un subiect pe care îl voi începe mâine la Vocea Creștinilor, și anume să explic ce se întâmplă acum în lume. Lumea s-a întors cu fund în sus. De ce mă interesează ca voi să înțelegeți? Nu pentru ca să creez senzațional, ci pentru că, din punct de vedere psihologic, există un fenomen care va lovină praznic. Și anume, atunci când omul se simte încolțit din toate părțile, când criza va trece peste capacitatea lui de înțelegere și toleranță, va intra într-o stare de negare. Știți ce înseamnă să negi? Să spui, domnule, nu e adevărat, nu se întâmplă, de fapt totul e în regulă. Asta ne va duce la pierzare. De aceea, duminică, vă voi povesti câteva aspecte din Matei 24. Să vedeți cum de Biblia nu ne-a lăsat păgubași, ci se împlinește at literam. Războaie, vești de războaie, foamete, ciumi. Ia uitați-vă unde se strâng toate armatele lumii acum. Aproape toate armatele lumii, armatele mari ale lumii. Și veți vedea că tabla deja s-a așezat, dar rămâne să vorbim. Mergem la o altă întrebare. Pacea Domnului Iisus, frate pastor Florin, la ce, ne folosi, la ce ne folosește unitatea dacă nu știm cum să zidim corect în trupul Lui Hristos? Pentru ca să învățăm unii de la alții. Dacă nu înțelegem că fără a fi uniți unii cu alții, nu putem de fapt face nimic, nici nu vom putea din Hristos, pentru că vedeți voi, Domnul Iisus Hristos are un fel specific de a zidi și anume doar împreună. Domnul Iisus Hristos a zidit un edificiu numit Biserica Lui în care nu vei putea zidi niciodată singur. Nu voi putea zidi niciodată singur decât împreună cu voi. Este acel soi, acel mecanism de zidire în care nu vei putea face față singur. O altă întrebare. Maranata, prințule, se poate ca programele șabloane din biserică, soboarele prea exagerate, cu mulți diacon, prezbiteri și lipsa de frică de Domnul, să contribuie la dizolvarea legăturilor frățești? Da, se poate. Vedeți voi, atâta vreme cât o biserică nu mai are o Constituție specifică, și anume Cuvântul lui Dumnezeu, atâta vreme cât soboarele, cum le spuneți dumneavoastră, s-au transformat într-o clică, care nu mai dă socoteală nimănui, ele vor crea mult rău. În fond este scris că în vremurile din urmă, unii oameni se vor dezice de învățăturile sănătoase, se vor lipi de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicie. Repet, fățărnicie. Dumnezeu să aibă miră de noi. Iată un alt frate Nu, no, iertați-mă, este vorba despre o soră, despre sora Ani Surdaș. Fiți mult binecuvântat, vă prețuim mult. O întrebare, cum putem scăpa de cei șapte inamici când, biserică, când în biserica noastră se practică astfel de comportamente? Ani, ascultă-mă bine. Dacă ai identificat un astfel de inamic în biserică, fă ordine în gânduri, ia pe soțul tău, un om fantastic, și mergeți și discutați cu liderul bisericii, cu dorința de a aduce un bine. Trebuie să vă asculte. V-am învățat pe îndelete cum se manifestă acești dinamici. Acum voi veți ști exact ce să spuneți. Vorbiți. Poate că nu a sesizat, poate că nu a văzut. Dacă va continua. Înseamnă că voi v-ați făcut datoria. Puteți să mai încercați, să mai mergeți cu mai mulți frați. Dar să știți, greu, foarte greu, se va ieși din această stare. Pentru că sunt dinamici confortabili, care aduc o stare iluzorie de bine. Postiți și rugați-vă, ca să nu cădeți. Și voi, în ispită. Iubitul nostru Natanael din făget, pacea Domnului, practicarea darurilor sau slujberilor spirituale în folos personal alungă unitatea? Este unitatea rezultatul practicării dragostei? Acest rod al Duhului Sfânt? Fiți binecuvântat. Dumnezeu să te binecuvânteze, prea iubitul Domnului Natanael. Un om cu inimă bună și o minte ascuțită. Întrebarea ta este una precisă și fac tot ceea ce îmi sunt putin să-ți dau un răspuns la fel de precis. Vezi tu, darurile spirituale ne-au fost dat pentru zidirea trupului lui Hristos. Este scris lucrul acesta. Apostolul Pavel reglementează atât de clar în prima sa epistolă către Corint, încât nu mai există drept de tăgadă. Darurile spirituale, repet, ne-au fost date pentru zidirea trupului lui Hristos, nu pentru zidirea propriului mădular sau mădularului în sine. Dacă voi se sizați astfel de erori, și anume faptului că oamenii folosesc darurile spirituale ca să-și preamărească trupul lor, prooroci care prorocesc ca să primească bani sau beneficii, oameni care practică anumite daruri ca să primească anumite beneficii, să știți că nu este de la Domnul. Nici unde nu veți găsi acest aspect. Singurul dar care a fost reglementat și prin care unui om i s-a permis să fie bonificat este acela al conducătorului bisericii, al pastorului, a episcopului sau în afara bisericii, a misionarului. Dar în biserică nu veți găsi niciun de rolul acesta a remunerat pentru proroci, pentru vindecători și așa mai departe. Dacă oamenii le fac pentru bani, să știți că alea nu sunt de la Dumnezeu. E clar. Nu poți câștiga prin instrumentele lui Dumnezeu oricum. Dar mă rog, Dumnezeu să-i binecuvânteze și pe domniile lor și să mă ajute și pe mine. Poate n-am înțeles eu corect cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă n-am înțeles, Rugați-vă ca să înțeleg. Unitatea este într-adevăr, așa cum spui tu, Nathanael, rezultatul practicării dragostei. Unul Corinteni ne spune în fapt de ce este cheia. Unitatea, v-am spus, are ca fundație credința în Domnul nostru Isus Hristos și credința Domnului nostru Isus Hristos. Dar ea ați văzut că se va finaliza, la final de tot acolo este iubirea de oameni. Termenul de acolo este agapi. Agapi este exact această dragoste pe care voi o spuneți aici și care în Galaten, capitolul 5, este identificată cu acel rod pe care îl produce doar Duhul Sfânt în noi. O altă întrebare. Pace, frate preiubit, Paradoxul situației este în faptul că fiecare ascultător, indiferent de partida din care face parte, este convins că are dreptate, că este de partea adevărului și că urmărește interesul lui Dumnezeu. Și mai îngrozitor este faptul că dialogul este imposibil pentru că lipsește rațiunea. Este atât de scăzut nivelul de educație sau duhul de amăgire și confuzie face ravagii? Știu că lucrarea este a lui Dumnezeu, dar pentru vremurile sfârșitului, dacă mediocritatea este dominantă va mai aduce Dumnezeu trezire prin această minoritate de creștini duhovnicești care gem sub tăvălugul nedreptății? Dacă binele și adevărul este respins, le putem aduce noi cu forța? Fiți binecuvântat! Fantastică analiză! Vă felicit pentru această observație, pentru această analiză la care mi-aș dori nici măcar să nu răspund pentru că ați spus-o dumneavoastră într-un mod fantastic de frumos. Răspunsul meu este însă, faceți ce a făcut Hristos. Domnul Iisus Hristos, a venit în această lume chiar dacă a fost respins. Chiar dacă ne vor respinge. Da, este adevărat. Este o lume care a promovat mediocritatea. De ce? Pentru că mediocritatea este un culcuș bun pentru liderii mediocri, care nu mai au nevoie să se pregătească, să-și tocească coatele. Este un culcuș bun pentru un ban câștigat ușor, de pe spinarea oamenilor naivi. Alții cultivă mediocritatea în biserică pentru că un om care nu este capabil să judece lucrurile va fi ușor de manipulat. Am auzit de biserici în care liderii îi amăgesc pe enoriaș prin tot felul de, me de mecanisme și, și retlicuri din acestea simple. Mi-a vorbit Duhul azi noapte mie ca pastor. Mi-a dat Dumnezeu un vis. Trebuie să facem asta. Trebuie să vindem partea asta din biserică. Trebuie să cumpărăm locația de acolo. Trebuie să cumpărăm casa de aici. Dumnezeu nu lucrează așa. Când Dumnezeu vrea o certitudine, nu dă unui om care s-a trezit el, care a vis noaptea și care poate să ducă în eroare o congregație. Dacă vă veți uita atent pe urmele lor, veți găsi că oamenii aceștia au fost nu bine intenționați. Priviți înapoi pe urmele lor și veți vedea că promisiunile lor au fost deșarte. Ca ei să poată însă să-și pună la îndeplinire această șmecherie, aș spune, de duzină, iertați-mă, folosesc un cuvânt neacademic, este nevoie să hrănească nivelul de mediocritate. Pentru că atunci când oamenii încep să gândească, vor fi foarte greu de dus de nas. De aceea eu mă zbat aici la Genesis, să creștem nivelul de cunoștință atât de mult, încât să nu mai puteți fi ușor de duși de nas. Îmi pare rău de voi. Și eu știu că sunteți cu toți oameni capacitați, oameni deștepți. Nu trebuie să ai 20 de clase, nu trebuie să faci academie, nu trebuie să faci doctorat. Trebuie doar să scoți capul din nisipul în care te-au împins alții, nu l-ai pus tu. Nu vă învinovățesc pe voi. Sunt alții în spate, în umbră, care trag de sfori și care vor ca voi să rămâneți într-o stare mediocră. Căutați și ieșiți de acolo. Sunt într-adevăr ravagii care se fac. Acești oameni nu urmăresc interesul lui Dumnezeu. Și voi știți că nu-L urmăresc, pentru că s-ar vedea. Dumnezeu nu a lucrat așa. Dumnezeu, acolo unde a călcat, a emanat întotdeauna rezultatul unei fapte a bunătății. Dumnezeu să fie cu voi. Fantastic de bun. Acest comentariu pe care l-ați făcut aici este fantastic. Vă mulțumesc și să știți că este atât de bine scris încât merită publicat. Să-l scrieți undeva la Project Genesis acolo, puneți-l ca mărturie pentru că este fantastic de bun analiza. E un portret și o oglindă a tot ceea ce se întâmplă. Sunt câteva întrebări pe care care mi s-au recomandat să le luăm împreună pentru că sunt parte din același, aș spune eu, ciclu, cluster. Sunt patru dintre ele. Ce facem cu cei care refuză să ierte? Ne întreabă Gabriela. A doua întrebare. Ce ne facem când iertăm persoana care ne-a greșit, dar aceasta nu primește iertarea? Numărul trei. Chiar dacă cel care ne-a greșit nu recunoaște greșarea, să-l iertăm, Dumnezeu ne iartă doar dacă ne iertăm și noi. Și recunoaștem și regretăm. Și numărul 4. Eu mi-am iertat fratele, dar fratele meu vine la mine și zice: între noi nu au fost probleme. A fost doar o mică neînțelegere. Și fratele a rămas cu un milion de euro și eu cu datorii. Eu l-am iertat pe frate, dar rămân cu consecințele hoției lui care sunt drastice. Foarte bune întrebările. La ultima dintre ele o să revin duminică o să răspund și acum, dar mai revin duminică pentru că să-mi aduceți aminte, vă rog, cei din regie, vă rog să-mi repuneți această, dacă mă auziți, să-mi repuneți această întrebare, pentru că e mult de discutat aici. Înainte de toate, ce facem cu cei care refuză să ierte? Îi iertăm noi și îi lăsăm să justifice lipsa lor de a ierta, lipsa dorinței de a ierta în fața lui Dumnezeu. Nu sta să-i convingeți voi. Doi, Persoanele care nu primesc iertarea s-ar putea să nu primească din două motive. Fie pentru că mai sunt lucruri nerezolvate și noi am tratat doar suprafața. Se întâmplă de multe ori să ne cerem iertare, dar pentru un lucru mărunt, doar ca să scăpăm repede de problema. Și nu e atacată problema. Atunci nu suntem sinceri cu noi înșine. Noi ne-am cerut iertare corespunzător. Sau sunt oameni care au o ranchiună pe noi și nu vor în ruptul capului pentru că ne vor rău. Dacă o fac din punctul acesta de vedere, lăsați-i în plata Domnului. 3. Cel care ne-a greșit nu recunoaște iertarea, greșeala, să-l iertăm? Da, e datoria noastră să iertăm. Aprindeți-le cărbuni, aprinși pe cap. Faceți ceea ce este de făcut în dreptul dumneavoastră. Pentru că Dumnezeu îl va trage pe el la socoteală și nu pe dumneavoastră. Acum, ultima dintre ele. Iubiții mei, vă rog să-mi amintiți pentru că vreau, am o predică și am pregătit-o de mult și n-am avut ocazia pentru că au tot fost evenimentele acestea, se numește uh, iertare, se numește păcat, consecință, iertare. Veți vedea că iertarea nu anulează consecința. Dacă omul acela a rămas cu un milion de euro, datorită unei neînțelegeri, bănuiesc că acolo sunt niște documente, care dacă au fost invalidate trebuie să recuperate. Da, dumneavoastră ați iertat greșeala, dar paguba trebuie acoperită. Dacă vreți însă să iertați și paguba, asta este doar la latitudinea noastră. Dumnezeu nu spune niciunde iertați și paguba. Da, am iertat greșeala ta ca om. Ai greșit sau poate ai făcut intenționat sau poate că ai vrut să mă tragi în piept și acum ai recunoscut. Te iert, dar trebuie să-mi restitui paguba. Paguba și iertarea sunt lucruri diferite. Niciodată iertarea nu șterge consecințele? Dumnezeu ne iartă greșelile noastre. Dar să nu credeți că dacă tu ai fost toată viața bețiv, ți-ai distrus ficatul și acum ți-ai cerut iertare. Da, Dumnezeu te-a iertat, dar nu înseamnă că dintr-o dată îți dispare roza. Vei rămâne cu aceste consecințe. De ce? Știe Dumnezeu. Și am să vă explic pe larg. Dar vă rog să-mi aduceți aminte. Nu duminică, acum, pentru că duminică vreau să vorbim despre vremurile acestea din urmă. Ne vom aprofunda puțin în, în cartea Apocalipsa și am să vă arăt câteva erori pe care le fac anumiți interpreți ai Bibliei și care vor intra într-o stare de silențiu, stampa de tăcere, cu cât lucrurile pe care noi le-am declarat aici se împlinesc cu atât, cei care au declarat împotrivă vor intra într-o stare de silențio-stampa. Nu o să-i lăsăm noi să stea în silențio-stampa, o să arătăm greșelile pe care le-au făcut ca să nu îi mai ascultați data viitoare. Pentru că vă induc în eroare, vă au creat speranțe false și acum pe baza speranțelor false, mulți, foarte mulți oameni, unii și-au pierdut viața. Ultima întrebare pentru seara de astăzi, pentru că este destul de târziu. Pacea Domnului Iisus Hristos, frate Florin, ce este adevărul? diferența dintre adevărul lui Dumnezeu și adevărul fals al satanei? Mulțumesc, sora Mariana. Mariana, satana nu spune niciodată un adevăr. El întotdeauna va spune o minciună. Adevărul este absolut. Repet, adevărul are un statut absolut. Cu alte cuvinte, nimic nu se poate adăuga peste, nimic nu se poate șterge din el. De exemplu, iată un adevăr absolut. Dumnezeu este atotputernic. puternic. Acesta este un adevăr absolut. Satana va veni și îți va spune o minciună. O, oh, Dumnezeu nu este atât puternic. Nu e un adevăr parțial. Este o minciună. Și prima minciună o veți vedea manifestată la om în momentul în care satana a zis, a zis Dumnezeu asta? Mm, nu. Așadar, ce este adevărul? Diferența dintre adevărul lui Dumnezeu și adevărul fals al satanei? Nu, este exact acea diferență dintre un adevăr și o minciună. Adevărul este că cerul pe care îl privim are nuanță albăstrie? Altul vine și spune, nu, are o nuanță roșie. Și tu te uiți și îl vezi de albastru. Și zici, Doamne, să o fi întâmplat ceva cu mine. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Sunteți oameni minunați. Vom discuta și aceste aspecte mai pe larg când va fi, uh, când va fi vremea. Am fost onorat să fiu împreună cu dumneavoastră și astăzi sunteți oameni minunați. Nu uitați, pe pământul acesta ați fost destinat să fiți prinții și prințesele lui Dumnezeu și să manifestați caracterul lui. Până la capăt. Adonai vi era Adonai veleha Isa Adonai Veia Simleha. Shalom. Domnul să vă binecuvânteze și să vă păzească. El să facă să lumineze fața lui peste voi și să se îndure de voi. El să-și întoarcă fața către voi și să vă dea pacea. Amen!